Stresul E o stare. este o stare existentă automat la toată lumea. Tot ce mișcă de la râmă până la om are stres. Numai că există mai multe tipuri de stres. E o stresul, adică stresul normal, talia, nu? Să căsătorești cineva și trebuie să facă nunta. Este un stres și este un stres major. Dacă ne luăm pe scala stresului, are vreo 60 de puncte. Este mare. Numai că este benefic, în sensul că cine mai este ca el că se căsătorește. Da? Este de scurtă durată. Stresul normal este pentru apărarea organismului. Dacă este de scurtă durată. Pericolul este altul. Stresul cronic. Problema că este boala secolului. Da, pentru că toți trăim într-un stres continuu, de lungă durată. Și atunci, în organism, se produc modificări deosebite. Adică, ne trezim cu activarea, așa, în foarte mare vorbit, activarea hipotalamusului. De la hipotalamus, activarea hipofizii, se activează la rândul ei suprarenala, se secretă hormonii de stres, care pe undeva sunt benefici, în sensul că ei pune organismul la treabă și atunci ei funcționează, organismul funcționează la parametrii superiori normalului, dacă este de scurtă durată. Dacă este de lungă durată, cortizonul în cantitate mare produce modificări pe sănătatea omului. Primul și cel mai important, produce modificări la nivel de imunitate. Ori, un conflict major avut cu cineva, un stres major, prăbușește imunitatea cam cu vreo 12 ore. Doar atât, 12 ore. Adică te-ai certat bine și a doua zi ai făcut gripă, fără probleme. Da? Ăsta este stresul patologic, stresul rău, pe care noi îl avem. Din nefericire, stresul era benefic. Dacă ne luăm după paleontologie, da, ce însemna stresul? Atenție că vine bau-bau, lupul, ursul, știu, tigru, elefantul sau Vânătoare. altcineva și te omoară și te mănâncă. Și atunci îți mărește capacitatea organismului de fugă sau de luptă. Și aici sunt mai multe reacții de acționat. Îți crește circulația în musculatura membrilor inferioare ca să poți să o tai la fugă mai repede. Îți crește circulația la nivelul mușchilor ca să mâinii ca să poți să te aperi, să dai cu pumnul sau altceva. Da? Crește cantitatea de sânge care circulă prin tot corpul și viteza lui. Și atunci, da, într-adevăr, crește un piculeț tensiunea arterială, crește frecvența cardiacă, ca să poată să circule energia în tot corpul cu viteză mai mare. Este benefic organismului? Da, dacă este de scurtă durată. Dacă este de lungă durată, aici sunt probleme. Cum se întâmplă în zilele noastre? Hai. Cum este în zilele noastre, tigru care înainte fugea după tine să te mănânce, acum este șeful de echipă, șeful de compartiment, directorul sau mai Viață. știu eu cine, Sau viață. care vine sau cei de la Enel care ți ia banii pentru curentul electric. Da? Numai că este de intensitate mai mică, dar de durată mai lungă. Și atunci, da, produce modificări foarte mari. Dar asta nu este nimica. Ca să pun o problemă deosebită, stresul deosebit mi-a determinat un bolnav să înceapă să înghită medicamente. Dar, până când a ajuns aici, a mers la, cred că, vreo 10-15 compartimente diferite.
de la inimă, de la interne, de la chirurgie, din toate părțile, de la Tulcea, de la București, de la Constanța. Și în fond el nu avea decât stresul, care într-adevăr produce modificări. Păi dar crește frecvența cardiacă și atunci omul se sperie și spune că am probleme cu inima. Are palpitații. Crește ușor tensiunea arterială, se duce și dă medicamente, se scade tensiunea. Dar îi scade tensiunea prea tare și atunci se simte rău. Păi dacă mă se simte rău, mărește stresul, frica. De ce mă simt rău? Și atunci merge la un alt medic. Da? E frică de infarct miocardic. Numai că, din fericire, în timpul stresului acut, crește vascularizația în mușchiul cardiac. Nu are cum să facă infarct miocardic. El spune că mi-e frică să nu cumva să leșină. Dar nu poate să leșine pentru că i-a crescut tensiunea, nu i-a scăzut. Leșinul se produce când scade tensiunea. Nu când crește. Și ca atare este un lucru, hai să spunem între ghilimele, prost înțeles de către populație care știe foarte multe informații după internet. De acolo devin hiperprofesioniști. Noi ne chinuim, deci eu m-am chinuit să fac 2 ani de școală tehnică sanitară, ca așa era pe vreme. După aceea am făcut 6 ani de facultate, după aceea am făcut 3 ani de specialitate, după aceea am dat nici mai mult, nici mai puțin decât, cred că vreo 120-130 de examene în timpul vieții mele și citesc non-stop medicină și nu știu medicină. Și peste noapte oamenii pune mâna pe internet și devin deosebit de bine pregătiți din punct de vedere, ba din contra vine și îți dă lecții. Și insistă în prostia lor, care și știu foarte bine. Sau cum mi-a zis unul, simt cum creierul începe să miște aici în creștetul capului. Săracul creier, se mișcă în toate părțile. Sau îmi spune ce să-ți bate inima, îmi iese până în gât, o simt aici în gât. Cum dracu să iasă inima din locul ei când este fixată la locul ei acolo? Cum poate să plece la plimbare inima, să plimbă încolo-colo, de ce este în hățuri sau cum este? Deci este o prostie. Niște senzații pe care le sunt niște oamenii. Emoții deosebite care le are și care le interpretează prost el. Ceea ce nu știe omul de rând este că natura pentru evoluție ne-a făcut cu un creier. Și aici a făcut mai multe lucruri decât ne trebuie de fiecare dată. Ca să supraviețuiască, ai creierul. Ca să supraviețuiască, ai amigdala cerebrală. Amigdala cerebrală este cel care face, dacă vreți, este un fel de GPS al emoțiilor. Identifică frumos toate emoțiile, le strânge acolo, le analizează, le trimite în centrul memoriei ca să știe că ai mai avut o dată în viață, așa, și să facă analiza cu ceva din trecut, dacă ai fost pericol sau nu, și trimite informația după aceea la centrul de procesare, la directorul general, care este lobul prefrontal, de aici. De aici le analizează bine. Și spune ce te-ai speriat degeaba, că șeful doar s-a sculat cu fața la cerceaf, doar atâta tot, nu are nimic cu tine. Că este normal să mai scoată și cu fața la perete. Dar tu interpretezi cum vrei tu. Și atunci pui sub presiune echilibru cerebral, echilibru dintre amigdală și prefrontal. Pentru că tu te gândești continuu și dai părerea ta, dar este doar părerea ta, nu este părerea altora. Tu ai impresia că șeful sau, știu, guvernul are ceva cu tine, este împotriva sau... Nu. El gândește, el acolo, tu gândești cu creierul tău. Tu interpretezi ce vrei tu. Te-ai certat cu Făt Frumos aseară, da?
Din ce cauză? Pentru că ai intrat în casă și nu te-a băgat în seamă. Și ai spus, opa, are ceva cu mine. Nu mă mai iubește pe mine. Înseamnă că e cu gândul în altă parte. Dar el poate să fie cu o disfuncție că îl doare stomacul și vrea neapărat la WC-ul să mă elibereze. Tu știi părerea ta, dar nu știi ce este în capul lui, în mintea lui, în corpul lui. De aici iese în continuare scântei, stres continuu. Și atunci ce ar trebui să facem? Și atunci e simplu de tot. Dacă se poate. Terminul și ce dacă. Și să treci peste toate, să analizezi și să vezi că nu este niciun fel de problemă. De unde iese mult stres? Sunt resentimente. Normal, trebuie să realizăm un lucru. Există o genă a stresului în corpul uman cu care ne naștem. Este activată sau nu este activată? Ea, prin naștere, nu este activată. Tu o activezi în timpul vieții. Ai grijă de copilul mic, cât este, nu știu, o lună, două, trei, e bine. Dacă tu ca mamă ai fost stresată în timpul sarcinii, da, copilul iese deja stresat. Deci să mergem mult mai în profunzime la ora actuală de noțiunea de stres, ca să vadă de unde vine. Avem o grămadă de motivații. Crește copilul. În loc să fie încurajat, m-am săturat că plânge tot timpul. Ce face omul de rând, care este excepțional de bine pregătit? Îl învață pe copil cu calculator, cu telefonul. Să nu mai fie stresat, să mă lese și pe mine în pace. Plăcerea când a fost? Când ai făcut copilul sau când îl vezi să crească? Și atunci ar trebui să schimbi un piculeț mentalitatea oamenilor. Pentru că, un exemplu, astăzi, puțin mai înainte, mi-a venit cineva care hipertimid, un băiețaș care tot timpul, acum învață vreo 4-5 limbi străine odată. Dar creierul ăsta are și el un bagaj. Da? Și trebuie să fie din nota 10 în toate părțile. Și a pus problema că m-am blocat creierul și n-am mai putut să-mi găsesc cuvintele de unde să le iau. Păi normal că stresul, creierul se apără. Tu nu vrei. Și a început să facă investigații peste investigații. Tomografii, remeneuri, ăsta e modern acum, că s-a descoperit aparatul. Electroencefalograme, plimbare la București, plimbare la Tulcea, plimbare la Constanța, numai ca să-l facă pe copil cu ideea că el este bolnav. Este o mare greșeală. Pentru că copilul va fi stresat de acum, de fiecare dată. Să fie cumva, din prea multă dragoste, să greșește. Nu lași copilul să devină independent. El nu va ști ce are de făcut când va deveni adult. Nimeni nu spune să lași de bandadă să facă ceva, sancțiune, eu dai de altă natură, dar lasă copilul în perioada de creștere să fie cum trebuie. Copilul între 2 ani și mai devreme este un mare cercetător. El vrea oricum să vadă, el nu știe ce înseamnă rușine, nu știe ce înseamnă, el învață. Iar omul învață, nu face cu tare. Nu faci cu tare. Nu treci strada. Dacă treci strada pe acolo, te calcă mașina. Ai grijă ce faci. Bun. Ăstea rămân în subconștientul omului până la adânci bătrâneță. Dacă mai vine și
sfat frumos chefuit de la socializare din restaurant și mai faci un pic de scandal acasă ca să echilibreze mediul familial, normal că copilul va fi hiperstresat și când va ajunge la 20-25 de ani, vine frumos pe la psihiatrie și ne chinuim o grămadă ca să reparăm. De unde poate să fie stresul? Păi stresul, hai să ne gândim la un lucru, că tu ai crescut de mic copil și înveți anumite principii. Tu ești crescut cu resentimente deosebite, pentru că maică ta, pentru că taică tu, te-a învățat, fără să-și dai seama de lucrurile astea. Nu lăsa pe nimeni să te calce pe picioare. Nu lăsa pe nimeni să te jignească. Nu lăsa pe nimeni să... Mă, vezi că tu ești fată, ai grijă. Din momentul respectiv apare noțiunea de insultă. Insultă care duce să ne rănească pe noi. Apare stresul. Ce trebuie să faci? Principalul lucru după mine este să învățăm arta iubirii și arta iertării. Să învățăm să lăsăm trecutul în urmă și să învățăm să trăim în momentul actual. Toată lumea caută să vadă cum o să fie. O să mă duc acum și știu eu, îl găsesc pe șef sau sigur m-a furat de nu știu unde. Dar tu n-ai fost acolo, n-ai ajuns. Eu știu că sunt acum, în momentul de față, aici. Eu nu știu cum o să fie peste jumătate de oră. Îmi spune mie că s-ar putea peste două zile să plouă sau să ningă. Hai să fim serioși. Faci o previziune, dar nu ești sigur. Asta este rolul creierului. Pentru că tu ești deștept, faci previziuni, dar tu nu poți să știi cum o să fie. Mi-este frică să nu am o boală la inimă și nu mai fac nimica, că s-ar putea să mi se facă rău. Dar tu știi cum este mâine? Cum te simți azi? Mă simt bine. Perfect. Ești bine astăzi. Restul mâine? Mâine o să fie un alt astăzi. Deci trebuie să ne învățăm. Mai mult, m-am certat cu șeful, prietenul, prietena. Așa. Pentru ce trebuie să ții ranchiună tot restul vieții? Merită? Ranchiuna respectivă? Pentru că așa ne formăm. Așa te formezi? Așa te-a format cei mici? De când erai mic, cei mari? Da? Și atunci, nu e mai bine să lăsăm trecutul în urmă? Nu este mai bine să învățăm arta de a ierta? Și ca să ierți, întâi iartă-te pe tine, pe gândurile tale, că tu le pui. Învață să te ierți pe tine, nu pe ceilalți. Și să ne împăcăm pe noi. Sigur. Și hai să gândim un lucru. Cât e de lungă viața asta? Viața e scurtă. Și de ce trebuie să o risipim pe mărunțișuri? Hai să facem ceva pentru noi. Să mă simt eu bine. Să merg mai departe. Să încep să uit trecutul. Pentru că oricum trecutul a murit. Nu mai este la ora actuală. Și atunci este un piculeț de altă natură. Da? Asta este ceea ce ar trebui să facă toată lumea. Da. Dar nu-i mai bine să mă implic? Și toată lumea se bagă. Ne băgăm în treburile altora. Considerăm că noi suntem mai deștepți. Noi facem lucrurile mult mai bine decât celălalt. Ba, din contră, îl și comentăm că eu, pe naiba, hiperorgolioși. Și eu cred că cel mai mare orgoliu este în domeniul medical și care este cu impact deosebit nu pe o piesă de schimb de la un calculator sau la altă ceva, ci pe un om.
Pentru ce dracu, băi, dar e, ți-a dat tratamentul ăsta? Cine naiba s-a apucat să te iei? O prostie. Nu-i bun tratamentul ăsta. Deci mi s-a întâmplat. Și a venit după vreo două luni de zile persoana să mă roage să-i dau înapoi tratamentul care l-a avut înainte, pentru că se simțea nu rău, ci foarte rău cu tratamentul care l-a schimbat, pentru că, de ce ăsta-i tratament? Nu se dă așa ceva. Ce gândește omul în momentul respectiv? Da? Încep să critici pe cineva. Încep să ai impresia că tu îl duci către lucru cel mai bun. Vine cineva, hai să vorbim tot de domeniul medical. Știi, am o problemă de sănătate. Pe cine îmi recomand? Și cineva spune ce pe cutare. De ce? Dar nu realizez că este părerea lui acela, nu este și părerea ta. Tu ai impresia că îl dirijezi în mod corect, dar este corectitudinea ta, nu a ceea ce se va întâmpla în continuare. Nu realizez că toate astea sunt ale tale. Și atunci, cel mai bine vezi-ți treaba ta, băi. Vezi-ți treaba ta. În timpul pandemiei aceea plină de gripă cu toate cele, am făcut imprudența să mă duc să văd o mănăstire. Am intrat în curtea mănăstirii, m-am dus și am văzut ceea ce am considerat eu. Normal că purtam mască. Era o normalitate. A venit o măicuță împreună cu un cococoană de acolo și care a început să-mi facă scandal de ce port mască, că virusul nu intră, era la poarta mănăstirii, nu intră în mănăstiri. Ei, tași, băi, ce civilizat virus există într-o mănăstire, nu-și permite să intri absolut deloc de la poartă încolo. Stă până la poartă și pe urmă spune, no, de aici nu intrați, n-aveți voie. Și spun, doamnă, este părerea dumitale, ți-o respect, dar nu trebuie să consider că este și real ce îmi spui dumneata. Este părerea mea pe care mi-o mențin și îmi păstrez masca pe figură fără probleme. De aici a început scandalul. Cum îmi permit să spun așa ceva unei fețe bisericești? Nu știam că fața este bisericească sau este umană. E o diferență foarte mare. Sunt fețe și fețe. Și atunci i-am spus, nu eu am intervenit în discuții, dumneata a intervenit. Cel care a trebuit să ți-a răspuns ești dumneata. Îți permiți să intri peste mine. Treaba mea ce fac eu. Dumneata, te porți cum vrei dumneata. E libertatea ta. Da? Și atunci cred că cel mai bine este să ne vedem de treabă și să dăm într-adevăr sfaturi doar atunci când suntem întrebați și atunci vom fi mai puțin îngrijorați, mai puțin stresați, mai puțin. Asta este, mi se pare, cea mai de bun simț, dacă vreți.